faptul că anul acesta ne-au părăsit trei jucători importanți care ne onorau cu prezența an de an la turnele și la altul, la campionat naționale. Vorbim de Lidcă Jac, Bologa, domnul Bologa și Lalu Laurențiu. Vă propun să păstrăm un moment de reculegere. Ok, mulțumim. Se pare că și vremea a ținut foarte bine cu noi. E al treilea turneu la care particip ca și naționale. M-am simțit foarte bine de fiecare dată, o organizare impecabilă. Pe această cale țin să mulțumesc organizatorilor. Un staff extraordinar. Nu mai vorbesc de premiile care sunt puse în joc de fiecare dată și sunt foarte mulțumit și de rezultatul pe care l-am obținut de fiecare dată la acest turneu. An de an vin cu mare plăcere la turneul de la Galați, ținând cont de faptul că sunt și naționale. De 3 ani de zile vin cu colegii mei de la clubul de tenis Altius. Cei mai buni jucători de la Altius venim aici. Considerând că acest turneu este printre primele, este cel mai frumos turneu din România la acest moment, ținând cont de faptul că jucătorii au fost privați de jocul de tenis cu această pandemie, încercăm să luptăm prin tenis cu acest virus care ne-a pus probleme în a ne mișca, în a ne întâlni și sperăm ca an de an să reușim să venim și să onorăm invitația făcută de Sorin Rugină, care este un organizator și un director turneu exemplar, se comportă foarte, foarte bine. Venim un număr foarte mare, sperăm să fim sănătoși și să onorăm an de an prezența la acest turneu, care, încă o dată spun, cu mâna pe inimă, este un turneu foarte, foarte frumos, făcut cu inima.